Так, ГАМФАК, мне нравится журистика, мне нравится dreptate. Sunt pentru dreptate, practic, tot timpul. Tot ce se face. Ai decis din start că vrei la USM să faci studiile? Sau ai mai aplicat și în altă parte? Nu, am aplicat doar la USM și doar la facultatea de drept. După asta vrei să faci masterat tot aici sau? Cred că da, eu am mai făcut o universitate în București de relații internaționale și studii europene. Acum fac a doua facultate, cum ar fi drept. Și vreau să fac în limbă străină și în al doilea rând cred că este programa Erasmus, aș vrea să fac schimb de studenți în al doilea, de-aia și mi-am ales dreptul în limba engleză. Am înțeles. Și după asta intenționez să rămâi în Moldova să activezi după? Nu prea cred la situația care e Moldova. Vă dați seama. Avem nevoie de drept aici dacă ești pentru drept. Păi la cât studenți stai? Stai puțin că studenți la drept sunt cât 600 pe anul. Deci cred că și în Moldova vor rămâne fără mine destul studenți. Contabilitate. De ce ai ales facultatea asta? Pentru că îmi place matematică și îmi place profesia aceasta. Vrei să faci după asta și un masterat? Desigur. De ce ai ales să faci universitatea anume Moldova și nu ai plecat în România sau în alte țări? Eu am dat și în România, nu știu dacă o să intru acolo. Uh-huh. Dar dacă primesc în România, merge acolo, da? Posibil, nu știu, o să aleg încă. Adică vreau mai mult acasă, dar uite, am încercat și la România. Și după asta vrei să muncești mai departe în Moldova? Cred că da, sau nu știu, deja acum o să am posibilitate. Sficultură. A fost prima ta alegere sau te-ai mai gândit și la altceva? Da, prima mea alegere a fost. Și deodată la USM, da, de ce să vii? Da. Te-ai gândit poate să pleci peste hotare, să înveți undeva în România sau în altceva? Da, m-am gândit. Ai aplicat? Nu. Vrei să faci, nu știu, poate masteratul după asta? Da. Peste hotare. Da, în general vrei să rămâi, să trăiești în Moldova? Da, vreau să plec, să lucrez în acest domeniu. Te-ai gândit deja cam pe unde să lucrez? Da, eu practic în decurs de o lună de zile mă gândesc să intru în lucru. Aha, deodată? Da, acum fac și studii la... Te-am dat documentele și o să-mi fac duplicat la diplomă și să intru la lucru. Relații internaționale. Asta a fost prima ta alegere? Sau doar unica și prima alegere. Ai aplicat doar la USM sau te-ai la noi în țară doar USM, o singură facultate. În schimb, am dat actele în România, sper să mă accepte tot relații internaționale. În București sau? Nu, am aplicat la Cluj, Sibiu și Constanța. Și dacă ești admis acolo, deja pleci în România, sigur, da? Planifici să revii în Moldova după... Evident. Da? După master. După masterat, da. Da, deci masterul vreau să fac în Franța și apoi să revin în Moldova. Dar evident că nu renunț la țară. Asta e sigur. Bine, mulțumesc mult. Cu plăcere.